Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am vrut de mult să mă înscriu la șefe la cuțite. Copiii au auzit și băiatul m-a scris. Și ce nu-ți place la mama? Ce te enervează la mama? Lecțiile. Oh, mama lecțiile. Fiind profesor. Mama fiind profesor, da. Sunt profesor la școala gimnazială numărul 86 din sectorul 3 București și predau limba engleză. Ce ați ales să gătiți astăzi? Astăzi am ales să gătesc o plăcintă pe care o știu de la bunica și de la mama mea. A, și ne-a să faceți foaia, nu? Da, voi face foaia și am emoții, să știți că ea trebuie să fie întinsă foarte bine. Și de obicei vă iese și într-o oră? De obicei mi iese... Da, sper! Sunt, am emoții cu cuptorul, cu... E numai vina dumneavoastră dacă a nu noastră? Iese. Da, sigur că da. Nu este vina noastră, doamne, este vina lui Măciucă. Dacă se întâmplă ceva cu cuptorul. Bontea. Alu Bontea. Da. Nu, Măciucă. Părinții mei sunt bulgari și bunica este ardeleancă gen pe jet, iar bunicul bulgar. Și este o rețetă de familie. O rețetă cu foi făcute în casă. Această plăcintă poate fi făcută cu brânză, cu vișine, cu mere, cu dovleac. Dar secretul sunt aceste foi care se fac cu un făcăleț pe care l-am adus. Să știți că l-am cu mine pentru că mi-era teamă că nu aveți ce-mi trebuie. Aș vrea să iasă în primul rând plăcinta bine, să nu râdă șef Bontea de mine. Sper să mă recunoască. Pe șef Bontea l-am cunoscut pe vase de croazieră, pe un vas unde lucra și el. Le-am întâlnit de mai multe ori. Aproape 12 ani am lucrat pe vase de croazieră. Când am plecat, am plecat ca și cameristă. Pe urmă am lucrat un an cameristă, un an am lucrat ospătăriță și după aceea am lucrat ca ofițer. La public relation eram, la reclamații, la complaints. Da, am lucrat cu soțul meu pe vase de croazieră, el era un mai bun prieten cu Bontea, pentru că erau bărbați, na, și ieșeau în bar împreună, mai vorbeau, mai discutau. S-au văzut și după, eu nu m-am mai văzut pentru că m-am despărțit de soțul meu și atunci nu l-am mai văzut de 10 ani. Și fac parte din acea generație care a trebuit să plece în altă parte pentru a-și crea un viitor. Și îmi doresc ca fiica mea, ca fiul meu să nu fie nevoit să stea departe de familie. Îmi doresc ca ei să aibă posibilitatea aici, în România, să se bucure de vacanțe în străinătate, dar să rămână aici, în România. Am uitat să mă închin. Fără Dumnezeu nu se poate face nimic, să știți. Sper să am timp să se coacă plăcinta, așa că plăcinta este așa de înaltă de obicei. Acum o să fac un pic mai... ca să fiu sigură că se coace. Da. De câte ori am gătit-o pentru prietenii mei, pentru cunoscuți, de fiecare dată am primit aprecieri, super, super, dar să vedem ce fac acum cu emoțiile și cu cuptorul. Aici e problema mea, dacă o să se coacă sau nu. Dacă nu se face plăcinta, să știți că nu-i din vina mea. Cunoscuții știu. E vina lui Bontea că mi-a făcut ceva la cuptor acolo. Doresc să primesc cuțitul de aur. Am emoții. Cătălin, merge banda, dragule. Trebuie să vă placă. Opa! Ce asta? Am început cu desert. Nu vrei să spun ceva? Arată foarte bine deasupra și miroase ca mea. Ar putea plăcintă dobrogeană, dincolo de ușă o băbuță. Da, sunt o băbuță cu părul blond. Ia, e sărată sau e dulce? E dulce. Păi, dar cum vreți să fie? Și dulce și sărată. Și are și smântână. Am învățat la tine că plăcinta cu brânză sărată se pune sos de vanilie și tomat mă aștept la orice acum. Dar așa se făcea la noi în Dobrogea. Creștea vanilia pe Dobrogea, pe câmpuri, așa, ce când bătea vântul. E coaptă doar deasupra, mă. Sigur o să vă placă. Știți gustul de macarane cu brânză? Exact ăla e, bravo, da. Fix aia e. Deci nu le place.
Deci cine a gătit, cea dragoste? Mai băbuță, cea mai drăguță, uite așa, băbuță pătrână, cu părul băbuță de lună. Băbuță pătrână. Da, băbuță, sunt băbuță, da. Părul de lună. Părul de lună. Aia era oaia, laie, laie, bucălaie. Măicuță pătrână, cu părul de lână. Așa, da, așa, da. E cineva acasă? Votăm? Asta vrei? Hai să votăm. Ce aș vrea să știu ce gândește mama acum. Ah, câtă emoție! Deci nimeni nu-mi dă niciun puțin. Păi, un pic necopt a luat-o pe... Pe jos, dar pe sus mi-a plăcut. Uite, aici ce? Foarte bă, hai bă. Lipsește un sos de vanilie. Cum fi plăcinta cum o fi, da să pune și un pic de sos de vanilie. Nu contează, are măran, are măran, nu are măran. Da să fie puțină vanilie. Vanilie să fie. Îmi bate inima. Tare, tare, tare. N-a ca fugit bunicuță. Dar are curaj să intre, mă? Hai, Edic. Bunicuță. Bunicuță. Nu cred. Sorin. Du-te, bă, de aici, bă. Ce faci? Bă. M-am emoționat. Nu cred. Ce faci? Stai acolo, stai acolo. N-am voie, n-am voie. Ce faci? Bine. Ce faci? Îmi pare bine să te văd. Ce faci? Cred că au trecut 10 ani. Că mai mult, cred. Cine sunteți, doamnă, domnișoară? Sunt necăsătorită. Cum? Dar, da, am terminat doi soți cu plăcinta asta, să știți. Au luat-o la fugă. Deci spune-ne, cred, cum te cheamă, ca să știe și... Mă numesc Manga Viorica, am 46 de ani. Sunt profesor de engleză de 10 ani și... Până să fiu profesor, am lucrat cu Bontea, da, pe vapoare. Pe bune? Da, 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 da. Și am văzut lumea și am muncit și l-am cunoscut atunci pe Bontea, care este un tip extraordinar, foarte serios. Nu spun pentru că nu l-am mai văzut de 10 ani, să știți. Dar era un tip foarte serios și foarte glumeț. Eu îl consider unul dintre prietenii mei din acea perioadă. Întotdeauna te ajuta, care întotdeauna avea o vorbă bună, care niciodată nu se plângea, care niciodată nu era nervos, era strict. Asta e altceva. Să nu le spui că am fost mafiot, că... Ba, dar și mai ales despre asta. Acum, dacă tot a deschis subiectul... În primul rând, că acolo mafioți erau italieni. Așa. Ei erau șefi. Și ziceau, au venit și românii ăștia. Numai că noi românii eram muncitori, adică el. Am muncit, eu nu. Eram muncitor, lucram 14 până la 17 ore pe zi, fără liber, timp de 9 luni de zile. Nu ne vedeam familia. Ne trezeam undeva la 4:20, niciodată nu întârziai 9 luni 10 minute. Ce 10 minute? 2 minute, 3 minute. Era cineva cu o lingură care bătea așa, cu Svelia se numea, și ne bătea cu polonicul în uși ca să ne trezească, că nu era ca acum cu telefoane. Cu... Eram un pic așa... Da? Acum, nu? Așa este, așa Sorin? Era, așa era, da. Eu am avut un respect foarte mare pentru Pontea și pentru cei care lucrau în echipa lui. Păi avea grijă să iasă un număr de 1200-1400 de farfurii la nivel de 5 stele. În cât? Acolo. Într-o oră, o oră și 10 să servea locul de jur. Și câteodată îl supăram, îi aduceam o caramelă. Mai ții minte ce era caramela? Caramela îți luai o, de asta, un hard time, adică trebuia să închizi și să pleci. Un client intra la 9 fără 2 minute. Ce îți venea să o iei pe pereți, că păi să mai dori și tu o oră, știi? Și de multe ori Bontea îi lăsa pe subalterni să plece și rămânea el să facă farfuriile pentru ei. Și bineînțeles că aceea era caramela, adică a primit ceva dulce. În sensul că în ziua respectivă, și se întâmpla foarte des, se ducea pauza ta de țigare și de duș de la între 9 și 11. Te duceai de când făceai repede dușul și veneai înapoi la bucătărie. Și aceasta era caramela. A, era italienizată toată povestea. Toată povestea, da. Păi șefii, da, majoritatea, da, italieni, bătrâni, era, da, ei, și eu, că ei au fost primii pe acolo. Și l-am apreciat foarte tare pentru că era așa cu italienii la un moment dat. Adică prin profesionalism, prin... Vorbă bună, a devenit și el capo mafia cu... Nu, era, băieți. Era capo, da, da, era foarte... Era capo, da, mafia? Era bine. Da, și a lucrat într-un restaurant, acolo ne-am întâlnit noi, în Baiu Cafe. Lucrai cu soțul, da, meu, fostul soț, Adrian, da, da? Cu Adrian, la, da, restaurantul cel mai de lux de pe vaporul cel mai mare, care era așa la vremea eram respectivă. Luxul, adică eram piesă rară, adică... Nu numai cu alligator ribs, și tu, da, serveau alligator ribs, nu? Da, Porter House. Ba, tot. Și da, ce? Tot. Și s-a întâlnit cu, mai ții minte când te-ai întâlnit cu bucătarul reginei Angliei. Mi-aduc aminte că a venit chiar
odată și l-a felicitat și i-a făcut așa, în particular, și niște un fel de papanaș, așa, da, reinventați, că el era cu reinventatul. Era încântat de noi, era încântat de el și domnul Leoblanc, milionarul Leoblanc, avea un număr de 150 de, peste 150 de croaziere făcute, erau croaziere, le țineau 7 zile, 10 zile, okay. Și era numărul 1, așa, și tot așa, îl plăcea. Foarte tare. Dar da. El ieșea la clienți afară? Aveam un culinary demonstration, nu? Da. Și acolo era un fel de spectacol, așa. Era actriz de mic, mă. Da. Și făceam tot felul. Where are you from? I am from deck 7. Da. Și cum adică acolo? Zice, unde stați, doamnă? Zice, la Baja. Baja era undeva etajul 12, 13, 14. Nu, 13, că nu exista 13. 12 sau 14. Și zice, cum adică? Unde sunt? Că nu înțeleg. Zic, doamnă, zic, dacă se întoarce barca cu fundul în sus, ca eu tot. Stau la Baja și tu stai în locul meu. Era funny, mă, da. Să știți că el e glumeț așa, dar fiecare pasager, din numărul de 4-5.000 de pasageri și 7.000 erau vapoare și cu 7.000, completau un formular în care scria 100% excelență. Deci trebuia să faci. El avea, ca să fie șef și să se mențină, trebuia să aibă completat, bifat. Pe al nostru a fost șef de cârciumă pe barcă? Da. A fost... Da. Nu ne-ai zis niciodată treaba asta. A, două cărciume, adică țineam italienescu și țineam și steakhouse. Și steakhouse-ul care era cel mai de lux. Era plătit, ăla era singurul restaurant care se plătea. Da, unde se plătea. Nu ne-ai zis niciodată că tu ai fost șef de crâșmă. Nu v-a fost dur de familie? Foarte tare. Deci era cel mai greu lucru. Mi-aduc aminte că fica mea avea 8 ani sau 9 ani și lua lecții de pian. Și stăteam în Miami, sunam, mergeam la Collins Station să sunăm, că nu era acum cu internet, cu... Și m-am așezat jos, bineînțeles că era o căldură insuportabilă. Și acasă era Crăciunul și știu că mi-a cântat Silent Night la pian și am început să plâng. Și colegii au zis că s-a întâmplat ceva acasă, dar de fapt eram fericită pentru că auzeam pe fica mea cântând la pian. Fica mea acum e studentă, în anul 6 la medicină. Dar Sorin, cum ai zis asta? Că ăsta e familie. Păi să știți că de câte ori ne întâlneam pe holă, mi-a arătat poza cu fica lui. El întotdeauna avea o fotografie și totdeauna și eu aveam o fotografie în buzunar și ia uite, o vezi pe fata mea? Vezi, deci un familist convins, așa, și se simțea dorul de acasă, se simțea dragoste, așa, prin fața lui se vedea că își dorește să fie acolo, că este dor de copii și cu toate astea, atunci când lucra, reușea să pună deoparte aceste sentimente extraordinare. Atunci când ești emoționat, atunci când ți-e dor de casă, e foarte greu să te scoli la 4 dimineața să servești micul dejun și să ai la 11-12 noaptea midnight buffet, să ai grijă ca toate detaliile să fie... Deci acolo standardul era we provide in service excellence. Doamna Viorica, haide să vorbim un pic și despre mâncare. Vă rugăm. Să las pe Bontea să zic eu primul sau ce? Da, cel mai bine. Să doar deci mai fii atent, o surpriză senzațională, sincer. Dar nu plăcinta. Plăcinta cumva seamănă cu cea de prin Dobrogea, dar... Da, e o plăcinta rețetă de la bunica. De macaroane cu brânză. Am auzit. Dar să știi că diferența mare între macaroane cu brânză și plăcinta cu brânză nu prea e gustul, e cam același. Dacă ai brânză dulce, ou, zahăr și cam asta e tot, știi? Deci rămân corjentă. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.